că Moldova este mai importantă decât miza electorală a unui partid. Am cedat tot. Și accentuez asta. Am cedat tot ce a fost nevoie pentru a forma Alianța pentru Integrare 2. Le-am oferit partenerilor noștri de coaliție mult mai multe funcții pârghii decât voturile obținute de ei în alegeri. Dar asta nu înseamnă că noi suntem gata să cedăm orice. Noi putem ceda din interesele proprii. Noi putem ceda din interesul nostru electoral. Am și făcut-o. Dar noi nu vom ceda niciodată interesul național al Republicii Moldova. Un lucru nu vom accepta niciodată. Să fim folosiți pentru aducerea comuniștilor la guvernare. Luni de zile s-a vorbit despre Harbuz. La asta i-a dus mintea. Despre cum vom face noi alianță cu comuniștii și alte invenții care aveau menirea să-i mascheze pe cei care negociau cu adevărat cu PCRM-ul. De ce credeți că partenerii noștri de alianță țin secret numele comuniștilor care chipurile ar fi de acord să voteze pentru candidatul Alianței pentru Integrare Europeană? Pentru ca să nu oferim surprize oamenilor de Republica Moldova. Pentru ca în spatele acestei combinații să nu fie o afacere dubioasă, după o schemă care devine deja cunoscută, pe care este promovată în ultima perioadă de timp, noi vom fi foarte prudenți. Scopul nostru nu trebuie să fie menținerea la putere cu orice preț. Suntem deja un partid mare, care nu-și mai permite să intre în aventuri. Suntem partidul pentru care au votat 30% din alegători. Nu ne putem permite să fim atrași în capcane și jocuri politice. De aceea, eu cred că trebuie să participăm la actul guvernării atâta timp cât vom avea certitudinea că putem pune în aplicare proiectul nostru politic.